Wow! Să-l văd pe Kumo în persoană, o să fie atât de frumos! Poftim, am ajuns. Asta este cuibul lui Kumo. Ce, te referi la groapa asta? Eu n-aș face asta. Kumo are o vedere extraordinară. Dacă faci și cea mai mică mișcare, o să apară într-o clipă. De necrezut! Am auzit că poate tranșa 3 capete dintr-o singură lovitură. Super! Nici nu mai am răbdare până îl întâlnim. Adăpostiți-vă cât îl ademenesc. Petic, în dronă. Mulțumesc, Max! E o plăcere să fiu momeală. Atenție! Marele păianjen va sosi. Ai grijă, Max! Nu-mi spune, ăsta-i monstrul? Cum o va apărea și el? Veți vedea! E cineva acolo? Oh, la ce mă gândeam? Probabil își face siesta. Ce să zic, nu e un moment bun. Credeți ce vreți, dar eu știu ce am văzut. Îmi pare rău, ți-am spus că povestea ei e falsă. Vrei să spui că am mințit? Cocon de libelulă? Ciudat că sunt goi. Hei, ce e asta? Enki! Enki să găsească o soluție miraculoasă, fiindcă împotriva păianjenilor și a reginei trișorilor nu va fi ușor. Reputația lui s-a înrăutățit de când nimeni nu mai crede pe Max. Dar tu încă o mai crezi? Chiar ne întrebam pe unde erai. Lasă-mă să ghicesc. La surf pe spatele unei belugaga? Ignorați-l, se amuză ușor. N-ar fi trebuit dacă nu ai fi mințit. Ce? Acum nici tu nu mă mai crezi? Rechin? Scuze, Max, dar să învingi un monstru de 30 de metri cu o dronă mitidică e cam greu de crezut. Ba nu e! Drona doar l-a amețit, atât! Credeam că l-ai doborât cu gheară. Nu, am zis că l-am amețit și apoi am tăiat o ramură care a căzut pe Kumo și apoi... Spune povestea asta altora, Max. Nu nouă. Dar v-am spus că nu inventez nimic! Știți ce? Nici nu meritați să fiți prietenii mei! Poate că nici tu nu meriți să fii pilotul nostru. O să zbor eu în locul tău. Ce? Așteptați!